Da, ne scrie Sfântul Apostol Petru într-una din epistolele lui: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Atâtea cuvinte, atâtea lucruri temeinice, dumnezeiești, sunt scrise de mii de ani pentru mine și pentru tine. Le-ai pus tu la inimă, te gândești tu la ele. Câtă nevoie avem de Dumnezeu, ca de aer, ca de apă, ca de lumina zilei. Câtă nevoie avem de înțelepciune, care e mai strălucitoare și mai minunată și mai de preț decât lumina soarelui. Căci lumina soarelui pălește și vin norii și apoi vine noaptea și nu o mai vedem, dar înțelepciunea este veșnică și ea luminează ziua și noaptea în inima aleșilor lui Dumnezeu. O, dacă ai fi înțelept și ai primi sfaturile bune pe care El le-a lăsat scris în cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este candela pentru picioarele noastre, lumina pe cărarea noastră. Este singura sursă credibilă, de necontestat, prin care noi putem primi lumină curată de la Dumnezeu, ca să umblăm într-o viață curată și bună, în pace cu Dumnezeu și cu toți oamenii. Întrucât atârnă de voi, scrie în acest cuvânt slăvit al lui Dumnezeu, trăiți în pace cu toți oamenii și aproape întotdeauna atârnă de noi. Dacă noi am fi mai smeriți, dacă n-am dat drumul la vorbe așa ușor să rănim oamenii, prieteni, vecini, cei cu care avem de-a face și cu care ne întâlnim întâmplător. Dacă noi am avea lumină ca să închidem gura, să cugetăm înainte de a scoate cel mai mic sunet pe buzele noastre, atunci câte comori am aduna și pacea ar fi păzită, într-adevăr, pacea cu toți ar fi păzită. Am stat la porți, la ziduri, am stat de pază, la ușa buzelor noastre, am pune un lacăt gurii noastre, așa cum scriem psalmi. Ne-am rugat lui Dumnezeu pentru înțelepciune: Doamne, păzește-mă! Doamne, dă-mi har, nu mă lăsa să fac rău, Doamne, ci să urmez binele, căci binele și cei care îl urmează vor dăinui pe vecie. O, Dumnezeule, ajută-mă la aceasta și pe mine și Tu să ai în inimă această rugăciune. Atunci Dumnezeu te ajută, nu rugăciunile altora. Nu, ai și tu o inimă, ai și tu un suflet cu care te poți înălța spre Tatăl Ceresc, așa este scris. Roagă-te lui Dumnezeu, închină-te lui. A vrut Ioan să se aplece, a căzut în genunchi și a vrut să se închine în fața unui înger puternic al lui Dumnezeu. În Apocalipsa scrie spre finalul Bibliei și îngerul l-a oprit și i-a spus: ferește-te să faci una ca asta. Eu sunt împreună slujitor al lui Dumnezeu ca și tine. Închină-te lui Dumnezeu. O, de-ar putea să-ți spună și să înțelegi că toți sfinții care au murit și Maria, o, ei ar putea să spună aceleași cuvinte pe care le-a spus îngerul lui Ioan, marelui apostol: nu te închina mie, închină-te lui Dumnezeu. Singurul care merită închinare este Dumnezeu și Mântuitorul care și-a dat viața pentru noi. Așa este scris: vrednic este mielul să primească lauda, cinstea, închinarea, pentru că El a fost demn să deschidă cartea, să-i rupă pecețile, sigiliile, și să ne croiască nouă un drum în Sfânta Sfintelor, înapoi la Tatăl, ceea ce străbunii noștri, prin păcat și neascultare, Adam și Eva, au pierdut. Împărăția acestui pământ și Edenul, paradisul frumos al lui Dumnezeu, calea înapoi la Dumnezeu a croit-o Hristos, mielul lui Dumnezeu, care mai întâi de toate a ridicat păcatul întregii lumi.
să mergi tu mai departe în păcatele tale, omule, când am murit pentru tine într-o zi pe crucea rece și grea a Golgotei, fiul tatălui. Ne-a trimis pe fiul și s-a gândit, pe fiul meu poate îl vor primi. Și ei l-au bătut și și-au bătut joc de el și l-au pus pe o cruce și l-au lepădat și l-au așezat între doi tâlhari, doi criminali. De ce? Ca să ne răscumpere pe noi, ca să ne ierte păcatele noastre, ca să fim socotiți neprihăniți prin jertfa sângele lui. Și tu să stai nepăsător, cum vom scăpa noi dacă vom sta nepăsători față de o mântuire așa de mare, spune apostolul. Să-ți dea Dumnezeu har, trezește-te, omule, împacă-te cu Dumnezeu. Ce a avut mai scump Tatăl a dat pentru păcatele tale? Când în ceruri s-a făcut o strigare, cine va merge pentru noi pe pământul acela blestemat, care a căzut sub blestemul și răutatea lui Satan? Cine va merge pentru noi? S-a făcut o tăcere de jumătate de ceas. Și apoi a venit unul care a spus: iată-mă, eu vreau să merg, Tată, în sulul cărții despre mine este scris. Mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit, a lăsat slava, strălucirea, nemurirea, frumusețile acestea dumnezeiești care erau la Tatăl, unde nu este nici păcat, nici întuneric, nici umbră de răutate, ci fericire și bucurii și desfătări dumnezeiești veșnice le-a părăsit pentru mine și pentru tine, pentru niște păcătoși care ne-am jucat cu păcatul din copilărie, care am întristat pe Dumnezeu. Mulți dintre noi am fost ca niște fii risipitori. Am plecat departe de casa Tatălui, am risipit toată averea. Mulți au trăit în păcat ani mulți până să se întoarcă la Dumnezeu. Alții poate că s-au întors la tinerețe, dar și până atunci fiecare om a păcătuit, așa cum stă scris, căci toți am păcătuit și am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar pentru noi a murit într-o zi pe dealul Golgotei, în afara Ierusalimului, ca unul care era blestemat și nu merita să moară în cetate, să spurce Ierusalimul, și a fost scos afară cu criminalii și răstignit pe o cruce de soldații romani, de marii preoți, cărturari și farisei cu inimi împietrite, care iubeau păcatul și lumea și care acum zbiară în locuința morților pentru păcatul lor, că au răstignit pe Domnul Slavei, El care a venit să le aducă mântuirea și pacea, iertarea de păcate și slava pe care au pierdut-o strămoșii noștri prin păcătuire și neascultare. Și tu să stai nepăsător și încă să-ți mai faci calcule azi, să mai păcătuiești pe la colțuri și încă să te joci cu păcatul, așa cum stă scris, nebunii glumesc și se joacă cu păcatul. Și încă să poftești nevasta sau bărbatul alteia și avutul lui și să pismuiești și să invidiezi și să urăști oamenii, semenii tăi. Și încă să rănești și să faci rău, încă să furi și să curvești și să te închini la idol și poate și lui Satan. Sunt atâția sataniști și oameni care păcătuiesc împotriva naturii, păcate grosolane și drogați. Și tu să fii în rândul acestora, tu care mergi chiar la biserică și aduci jertfe și dai la săraci și totuși și păcătuiești în același timp. Asta înseamnă o inimă dublă, asta înseamnă curvă, așa scrie, curva cea mare și fiicele ei. Așa au ajuns aproape toate bisericile lumii în frunte cu cele două mari, curva cea mare și cu fiicele ei. Multe adunări și biserici moarte. De ce? Pentru că iubesc și lumea și spun că îl iubesc și pe Hristos. Niște mincinoși, suflete prea curvare, zice Iacov în capitolul 4.
Tu care iubești și lumea și pe Dumnezeu, nu iubiți lumea, nici lucrurile lumii, zice de altă parte Ioan. Împacă-te cu Dumnezeu, caută-L din toată inima ta. Nu te mai juca cu păcatul. Să-ți dea Dumnezeu har și o inimă bună și trează. Să-L cauți cu toată inima, să nu te mai depărtezi, să nu-i mai dai drumul dacă L-ai găsit. Să te ții de poala hainei Lui, vremea este aproape, mai ales dacă ești bătrân. Ce mai aștepți tu de la viață? Nu vezi că ai ajuns o scorbură, bolnav, toate mădularele, totul e nenorocit și bolnav în tine. Mergi spre un blestem veșnic și spre o pierzare unde nimeni nu te va mai scoate, așa cum este scris, citește în Luca 15, 16, despre bogatul nemilostiv, despre fiul risipitor și despre bogat vei vedea că a ajuns într-o prăpastie mare și între el și Lazar, cel neprihănit și plin de bube, un om bun la suflet, dar sărac și bolnav. Era așa o prăpastie acolo în veșnicie, încât spune Avraam, părintele credincioșilor, între noi și voi e o prăpastie așa de mare, că niciodată nu poate trece nimeni de la voi la noi sau de la noi la voi. Oh, câți n-au ajuns acolo cu bogatul nemilostiv și urlă și preoți bolnavi de lăcomie și curvari și pedofili și o grămadă de nebuni și păcătoși care au făcut de râs numele lui Dumnezeu. Din pricina lor a fost batjocorit numele lui Dumnezeu pe pământ, care este Dumnezeul harului, al frumuseții, al îndurărilor, al bunătății fără margini, al credincioșiei. Din pricina voastră, zice, este hulit numele meu pe pământ. Ce grear pedeapsă vor prime aceștia la urmă ca răsplată pentru nelegiuirile lor, pe câți au dus ca pe niște ciute, ca pe niște turme în locuința morților. Și tu să fii în continuare cu turmele alea, nu vrei tu să te trezești, nu te mai încrede în acest om, nu-i mai spune păcatele, nu-i mai da bani pentru păcate, nu mai călători, fii normal la cap. Nu călătoriile în locuri sfinte, pelerinaje și alte lucruri, nimic nu-ți pot ierta, nici măcar un singur păcat. Pentru păcatele noastre a murit Fiul lui Dumnezeu într-o zi pe crucea Golgotei. De aceea teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta e datoria fiecărui om. Mărturisește-i Domnului păcatele tale și mărturisește unui prieten de încredere cu care să plângi dacă n-ai putere singur să scape de povara lor. Și Hristos, mijlocitorul, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, este Fiul Lui, Mântuitorul lumii, mielul lui Dumnezeu care ne-a ridicat păcatele. El ne-a fost dat ca singurul care să mijlocească, iar Duhul Sfânt ne l-a trimis ca avocat, ca paraclet, apărător, putere, mijlocitor și ajutor în necaz și lumină să înțelegem scripturile și călăuzitor în toate zilele vieții noastre. Ce fericire, chiar dacă mai ai puțin de trăit. Am auzit de un om care azi împlinește 91 de ani și un om respectat și cu o morală totuși. La fel a fost și Șora, care a trăit 105 sau 106 ani până acum un an. Încă era în viață, cred, și alții, dar ție nu e sigur și mie că ni se vor da acești ani. Poate că azi e ultima ta zi, ultimul tău an. Întoarce-te la Dumnezeu, împacă-te cu El, plânge-ți păcatele. Ia Scriptura și mănâncă-o, cercetează-o, citește cu foame și cu sete. O găsești, acum se găsește peste tot și e gratis, măcar Noul Testament este și în limba română și în engleză, în toate limbile. Caută lucrul acesta, sunt și mai mici pentru voi, tinerii. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Citiți în cuvântul lui Dumnezeu, lăsați tembelizorul, internetul, vă mănâncă zilele, puterile și viața și energia.
și nu mai aveți nimic sfânt în voi când plecați de pe pământ. Ce vreți să vă facă Domnul? Voi care strigați Maranata, vino Doamne Iisuse, voi care v-ați împăcat odată cu El, de ce umblați acum pe alte căi? De ce umblați pe două căi? Nu poate omul să călătorească în două bărci, nu poate să călărească pe doi cai deodată. Treziți-vă și mergeți doar pe calea mântuirii, pe calea trasată de Iisus în cartea Lui, în Biblie, în Sfânta Scriptură. Acolo găsiți tot ce aveți nevoie și nu mai beți apă de ploaie de la pastori și preoți păcătoși, care nu v-au dus decât la nimicuri, la basme lumești și băbești, istorioare, v-au gâdilit urechile toată viața și nici măcar în ani de pocăință, zeci de ani, n-ați ieșit afară din păcatele voastre. Rușine, e o mare rușine aceasta, după zeci de ani de pocăință, să te jignești, să fii jignit, ofensat, să te superi pe alții, să n-ai răbdare, să umbli în goliciunea gândurilor, să te uiți la filme și tot felul de lucruri nefolositoare care îți fură zile și viață. Ține minte, zilele trec și zilele înseamnă viață. Să-ți dea Dumnezeu har, o inimă întreagă, asta caută Dumnezeu. Zice, ochii Lui cutreieră tot pământul să vadă dacă e măcar vreo unul care se teme de El cu adevărat și îl caută cu toată inima. Poate că azi te-a găsit pe tine acolo, în cămăruța ta, în mașina ta, la lucrul tău, oriunde ai fi și asculți acestea. Apoi fii tu însuți o lumină, că așa mulți umblă în întuneric și biserici moarte calcă și n-au primit nimic decât iertarea pe care o pierd ca pe apă în nisip, cu primele păcate pe care din nou le fac ca în vechime și iarăși iartă-ne și iarăși aduc jertfe lui Dumnezeu ca evrei în vechime. Dar Iisus a venit să ia păcatele. Termină cu păcătuirea. E posibil, scrie în cartea aceasta. Este posibil să o terminăm cu orice păcat, așa cum este scris. Cine păcătuiește e de la diavolul, de la cel rău. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului, care sunt păcatele, păcătuirea. Asta ne-a arătat, ne-a deschis calea pentru asta și noi mergem pe urmele Lui în așteptarea timpurilor minunate. Și tu care nu te-ai împăcat, azi poți să o faci, din toată inima, te rog, mai ales că ești prietenul meu și rudă și fost elev și fost coleg și vecin și adjudean sau vrâncean, în orice caz român, în orice caz suflet de om necăjit. Dumnezeu să te ajute, mă rog pentru tine, ca să te împaci cu Dumnezeu și să-L cauți cu toată inima câtă vreme se poate găsi. Amin.